Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft. Sper să fie momentul revanșei, fiindcă ultima vreme a fost foarte complicat. Meciuri grele, echipe nu tocmai perfecte, dar avem Trailblazeri, avem toate cadrele speciale și sper să facem o echipă mare cu care să câștigăm meciurile de astăzi. Dacă vrei să cumperi coins la FC25 pentru a-ți face echipă monstru de start, intră pe YouSevenBuy și folosește codul TO pentru 6% reducere. Pe site găsiți tot ce ține de FC25 la cele mai bune prețuri, iar linkul este în descriere. Haide, iată toți Trailblazerii prezenți, intrăm la draft și atacăm cele 4 victorii. 15.000, nu uitați de like-ul ăla acolo dacă vă place seria noastră de drafturi. Și oare să jucăm 4-2-4? Nu știu ce să zic, n-am încercat asta până acum. Hai mă, 4-2-4. Wow, pregătiți-vă, goluri multe, fără oprire. Vinicius Junior, primul jucător, îmi convine. Hai că merge, balonul de aur e în partea stângă. Depinde mult de mijlocul pe care îl avem, că avem doi oameni, trebuie să fie neapărat buni. Deci n-au voie să nu fie jucători ca lumea. Acolo trebuie să avem niște fotbaliști care să care mijlocul de unii singuri. Nu prindem ceva de genul în primă instanță. Aoleu, ce să ăștia, mă, niște jucători de duzină de seria. Și aici, la fel, aceeași situație. Lobotka, wow. Lobotka, Vecino, e rău de tot. Iar încă un atacant nu prea avem. E Pop, wow. Ok, am rămas cu Vini. În partea dreaptă a echipei, Mohamed Salah, regele. Toți ăștia, tot tălărașii au venit, iar Salah este și vârf, abia aștept să joc cu el. Regele Egiptului nu mă poate dezamăgi, trebuie să ne ducă departe. Dreapta e o Said Samuel de la Fener, Dodo. Ok, Dodo e destul de rapid. Și Dodo cu Fiorentina bubuie cu Beltran, care eu sper că nu rămâne atacantul nostru. Nu prea cred că o să o facă. Jose Sa neapărat trebuie să manu jucător pentru Salah, dar uite și Meret. Chiar am făcut chem cu seria U. Cine ar fi zis? Pe postul de fundaș central, Kalulu. Wow, ce tare cardul ăsta, inform. Kalulu acum la Juventus. Cred că joacă și fundaș dreapta în continuare, cum o făcea ediția trecută. Și Van de Ven, inform. Wow, e bombă. Perfect. Uite ăștia, da, fundaș. Mai ales că și fundașii trebuie să fie foarte bun, că nu știu ce tranziție o să facă wingerii. Iar stânga Pedrosa, să nu uităm că și Vini are nevoie de chem. Da, Pedrosa. Aș cam scoate jucătorii din seria, dar sunt foarte mulți. Neapărat doi atacanți trebuie să vină și un icon ne-ar ajuta foarte tare acum. Iuranovic și Van de Beek. Van de Beek e mijlocaș bun. Și Benacer este, dar îl luăm pe Van de Beek cu gândul că o să ne ducem puțin spre La Liga. E olandez ca Van de Ven. Se încadrează foarte bine. Cardul lui UCL s-ar putea să fie util pentru noi. Havertz. Ok, bestie la mijloc, dar nu prea are defending. Totuși altă soluție nu văd să fie, doar Berenguer să fie, care e de la Bilbao. E și asta o variantă. Să mergem cu Kai Havertz. Ah, noi mă luăm pe Havertz. Sperăm, luăm pe Havertz și sperăm să mai vină jucători de atac. Cam asta am făcut. O să aflăm dacă a fost decizia bună. Malo Gusto în loc de Dodo, ia. Are două puncte, Salah primește și el un punct. O dregem cumva. E francez ca cel Kalulu de acolo. Robinson, Șeșco, Yuri. Dar Robinson nu cred că ne ajută foarte tare. Dani Șeșco, că e de la Leipzig. O să rămânem fără atacanți. Cred că trebuia la spaniolul. Unde-s mă atacanții? Herrera, o jucătoră de la Everton. O, teribil. Uite, ultimul jucător va fi ăla din dreapta, Maxim. Unde poate se întâmplă ceva. Suso. Teroare. Isco și mai și. Suso măcar e de la Sevilla. Ok, ia să vedem. Salah, centru și Suso acolo ne dă sigur plus. Plus 5. Măcar Suso ne ridică din punct de vedere al chemului. Pulisic sigur o să ne ridice. Ok. Hai că Pulisic merge mai bine. Era și Brahim Diaz. Pulisic dă chem pe seria. E un jucător de bandă foarte bun. Și ne lipsește un atacant. În rest chiar mi se pare că stăm bine, dar n-avem vârf acolo. Nu știu cum o să o dregem așa. Alvaro Garcia, uite, vitezoman. Da, ok, și aici 9 la șut. Și fără el cu Vini acolo, mai puțin chem pentru noi. E destul de rău. Plus că suntem jucător foarte slab. Vardiol și Moreno. Jordi Alba, Traore, mulți jucători interesanți.
Da, fundași centrale avem. Nu știu, nu-i problema acolo. Uite, luăm pe ăsta că nu mai am răbdare. Trebuie să fie atacant. Haide, mă. Rican. Nu. Fără vârf. O să merg cu varianta Oblak. Să știm că avem în poartă ceva. Ia, dacă facem o de-asta așa, dar Havers vârf. Chem foarte puțin pentru jucători. Puțin chinuială la cum arată. Wow, Dalot. Bun Pastor și Lizarazu. Diogo Dalot e tank rău de tot. Da, luăm pe Dalot. Unde să-l jucăm? Uite aici. Dacă prind chema aia de Premier League. Vini însă 0 puncte. Nu e bine cu Vini 0 puncte. Poate om de bază. Wow, Courtois în poart. Courtois l-ajută. Dar hai să fim atenți. Este Mainian. Mamă, bubuie cu Pulisic. Mamă, Ardașvili, ce rating are acum. Da, suntem forțați la Mike. Pentru că e și francez. Pulisic are 2 puncte. Ne-a ridicat destul de tare. Banca e varză. Doamne, ce bancă slabă. Da, o să jucăm Havertz cu Salah, Pulisic și Vini, ăștia suntem. Mai bine de atât nu se poate. Poate un antrenor care să ne dea un plus, ia. Zanetti plus 3, forță. Mai avem un antrenor spaniol și un antrenor portughez, deci ăștia nu prea contează. Ok, o să fie Paladino, care ne duce în 24 de puncte. Băieții pe Serie A au un plus, e un hibrid între prea multe ligi pentru noi. Iar, per total, avem ceva jucători. Avem fundași și centrali super buni. Portar. Chiar nu e rău deloc. Salah trebuie să facă minune astăzi ca să ne meargă bine. În Salah și Vini am toată speranța. Donnarumma împartă în echipa adversă. O echipă parcă mult mai stabilă. Frimpong este tot un jucător ofensiv, dar are 66 la șut. Nu știu cum o să atace așa, dar probabil o să-i priască pe plan defensiv. În sfârșit avem și noi fundași la Piz. Asta mi se pare mereu o problemă. Că suntem mereu prinși de jucători adversi dacă nu avem fundași de viteză. Și acum sunt viteziști ăștia total, mai ales Van de Ven. În sfârșit cred că mă pot apăra. Uite-l pe acolo, Moani. Unde te duci, mă? Hai, Stani. Of, Lobotka. Hai că mergi. Pulisic, îl ia Goresca din spate. Uite, după aia duel acolo. Nu s-a înțeles mare lucru. Havers pentru Salah. Preluare bună. La paia, tot Todibo. De ce Todibo peste tot? Bine. Bine, cai, haide, mă. Tot stă acolo să blocheze șuturile. E foarte enervant. Hai, mă, Havers. N-are zvâcul ăla. Bine, Vini. Aoleu, mereu cineva acolo. Bine. Pulisic. Hai, Salah. Bun asta, Salah, mă, lovește egipteanul. 1-0 până la urmă prin apărarea aglomerată și iese la 1-0, câștigă meciul. Mamardașvili în poartă. Van de Ven, Rodriguez. Rodriguez ăla e foarte periculos. Wow, Mbappé, Martinelli, Vinicius. Să-l oprească cineva pe băiatul ăsta, ce trio și-a făcut. Acum e testul. Să vedem dacă rezistă fundașii noștri. Da, 4 versus 3 cu ăia nu sună bine deloc. Dar trebuie să fim noi mingea în posesie, să fim noi în atac. Ca să n-aibă faze. E tactica simplă. A la Pep Guardiola așa. Bine, mă, Dalot. Bă, Diogo Dalot. E fundaș de top. Avem niște fundași super buni. Havertz, Salah și lăsăm pe Pulisic. Oare o combinație între american și jucătorul lui Liverpool. Dar ce alunecare a băgat. Oh, Salah. Bravo. Salah, acum pe stângul, ce șutare, doamne. Am închis imediat player locul că trebuia să tragem la poartă. E foarte bun. E jucătorul total oraș care mi-a plăcut cel mai mult până acum. Dar bine, sunt și subiectiv că place mult Liverpool. Iar Salah e dita mai legenda, doamne, ce fotbalist fabulos. Nu. Ah, firar. Am văzut că mă prind. Am zis că poate scop portarul și fac o șicană. Da, da, cu pas. Unul la unul, să ne tot prindă, care vine cu Mbappé, numai a doi ce înseamnă. Luare, uite că sunt spații. Vinicius, oh, scos la Bardașvili, ce portar. Bun asta. Hai, Vinicius. Vin în careu. Întoarcerea, mamă, Vinicius Junior. I-a rupt spatele adversarului.
Ce frumos a reușit să dribleze. Iată, 2 la 1. Suntem în forță. Bun, Van de Ven. Ai mâna, a fost fault. Bă, am luat mingea. Și? Ce? Deci nu dă galben măcar. Am luat mingea 100%. Cum adică dai fault? Chiar mă riscasem cu gândul că sper să iau minge și am luat-o din plin. Asta e. Sperăm că nu luăm gol la faza asta, că pare că scăpăm. Nu știu niciodată. Să ne dea gol oare? Apără mai nian. Măcar n-am scris. Wow, ho, ho, roșu direct. Bă, a intrat la rupere. A vrut să mă pună la pământ, m-a secerat. Om în plus. Păi de aici cred că e cam clară situația. Greu de reverit cu om în minus pentru adversar. S-a cam dus răbdarea. Hai cu Pulisic, the American man. Pulisic, bine. Salah pe stângul. Era bună de viere direct în proprie poartă, dar Van de Ven e solid. Chiar dacă el n-are informul, e cardul gold. Are inițiativa. Oh, a făcut penalt. Mamă. Da, deși e com în minus, n-am simțit că avem un avantaj. Galben aici și penalti. Poate m-am relaxat prea mult când a luat roșul pe centru. A dat în stânga, da, frumos. Egalează, trebuie să ne reverim. Bine, mă. Vinicius Junior, mă, 3-2. Hai că ne-am relaxat mult prea mult. Și e momentul să lovim și noi ca să obținem victoria. Avem meciul în mână. Omul în plus, e un mare avantaj ediția asta. Hai vin, plus că avem pe Vinicius, avem pe Salah. Are cine să înscrie. Gata, Salah pe stâng. Fără probleme, cu finez la colțul scurt, a pus-o la vinglu. 4-2 și după ce a fost egalat, ne-a mai revenit și noi. Opa, ia uite golul. 4-3. E bine că trăim periculos. Gata, final de meci. Am mai ținut un pic de minge să fim sigur că am câștigat meciul și avem cele două victorii acum. Haide că vrem finala. Drăgușini în form. Oh, Virs, Futre, Yamal. Oh, bă, numai carduri speciale are. Full acolo de carduri speciale în 4-3-3. Și cu dragonul pe spate. Trebuie să treacă Salah de dragon. Hai, mă. Wow, ce preluare. A venit Drăgușin. La revedere, Salah. Ghinion. No, Futre. Gol. E foarte bun, Futre. Hai, mă. E forță rău echipa asta adversarului. Ne-am mai prins de mult ceva atât de bine organizat. Dar lasă că ne batem cu el. Sigur se poate. Bună, Lobotka. Pulisic, foarte bine. Am jucat-o perfect, am protejat acolo cu L2-ul, control cu R1 și după aia pasă aia în gura porții. A fost exact cum trebuie. O, contraatac. Drăgușin, întors de Havertz. Salah pe șut pe stângul. Trebuia să trage, era greu să mai avansăm. Poate ne-am grăbit puțin. Doamne. Hai că n-a fost offside. E gol. Da, mă, Salah. Mamă, la limita offside-ului. A fost la virgule. Genial. E 2-1 cu Mohamed Salah. Cât de tare place cartea asta Total Rush. Hai, Salah. Bine cu călcâiul. Havertz. În cealaltă direcție și marchează la colțul scurt. Finețe mare de tot pentru acest german. Uite-ne în avantaj. Două goluri diferență. Parcă vedem finala de aici. Dar stai că a scăpat Futre, apără Mainian. Ce portar. Bine, rău de tot. Nu, Van de Ven a blocat, dar după aia sare încă o dată la el. Da, n-aveam cum să blocăm practic, orice am fi făcut. Oh, Havertz. Ce l-ai făcut, Havertz? Gol, bă! Doamne, fentele. Incredibil. Jucăm formidabil aici. Aoleu, nu. Gol, mă. Aoleu, kick-off-ul vieții. Rămânem aproape cu oponent. Nu putem să stăm liniștiți. E bun. Salah. Excepțional. Da, ce gol. Wow, cum care echipa Salah. Aoleu, Futre. Nu pot să-l prind.
N-am ce să-i fac, a apărat Mainian, incredibil. Aș fi luat un roșu acolo, dar nu puteam să-l agăț, să-l trag de tricou. Da, mă, gata, mergem în finală. Hai că mai avem puțin și am făcut toate victoriile. Finala noastră, Pop Portar, Cordoba Robinson. Mamă, ce mijloc cu Ture, Pulisic. Tare rău echipa și are un atacant puternic, Dovbyk cu Futre, care e mai mincicar, cum avem noi combinația asta, Havertz-Salah. E super echilibrat echipa, 4-4-2, Belea. Futre, Dovbyk. Am aruncat eu acolo, dar n-aveam ce să facem pentru că a tras foarte bine. Dovbyk. Bun. Excelent. Hai mă, că am luat mingea. Ce să faci că sare la adversar? Prostar de finală. Trebuie să scoatem penaltiul ăsta și dă pe centru Scăriță. Cum stai bă Scăriță? Nu știu, nu înțeleg deloc. Dar arată că a fost eficient 2-0. Bun. Pulisic. Hai Pulisic. Bar. Bă, clar. Adică după ce am dat și bara asta, la cum ne merge, e evident că nu e meciul făcut să câștigăm noi. Bravo, mă! Bravo, mă, Pulisic, americanul, incredibil, nu vine să cred. Singurul cu capul pe umeri. E jucătorul lui Milan. 2-1. Hai că e repriza noastră. S-a terminat momentul ăla. Excelent! Pulisic, dublă! Omul finale, o să ridicăm statuie dacă ne aduce victoria. Hai Pulisic, mai bag o bucată. Vinicius, bine! Salah, doamne! Ne aducea victoria. Hai mă că suntem la un pas. Salah! Aolea, de ce nu ne lasă? Bă, nu pot să cred. Dați-mă gol. Bună! Hai mă, frate! Doamne, cât am dominat pe final! Mergem în prelungiri, meritam golul 3. Bună asta! Excelent! Hai, Vinicius! Gol, Vinicius! Șutul din prima, mult prea eficient! 3-2 în sfârșit! E gata, bă! Calulu cu ultima intervenție! Obținem toate victoriile. A fost un draft stelar cu Salah acolo, care a fost nemaipomenit. Dar finalea lui Pulisic. Disputate meciuri. Iată că le câștigăm pe toate. Gustul victoriei, mă, 4 din 4 este. Rare players back. N-am mai văzut de mult unul. De când am avut mai mari probleme, mai greu să ajungem până în punctul ăsta. Dar haide, cu 12 jucători, sper să ne dea un jucător care să ne pune pe plus din Quixel, 2500. Și acum e acum. Haide, toți rari pe ei. Haide, dă-ne walkout. E walkout, bine de tot. L-am în spaniol. Oh, Grimaldo, ok. Grimaldo e destul de lent, dar tot este 9000 de coins în acest moment. Și e bine că am ieșit pe plus. Iată, l-a omorât la pace, 74 pace. N-are pic de sens. Wow, și în form, da mă, da Fabio Abreu. Wow, ce pachet bombă cu Garcia și Alvarez. E bine, pe Garcia am luat 2200 și pe Julian Alvarez luăm 2500. Și cu Excel-ul, cu ce am mai făcut de pe aici, încă 14.000. Profit foarte frumos după acest draft de senzație cu Salah. A fost un video senzațional. Dacă v-a plăcut și vouă, hai cu cât mai multe like-uri acolo. Cam atât de data asta. Pa, pa!